Denis Erifai este unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune din țară. Fanii se apreciază întotdeauna ținuta impecabilă și modul în care apar în fața spectatorilor atunci când intervievează oaspeții programului său, transmis de canal de. Moderatorul este foarte amănunțit și a multe reguli atunci când apare pe ecrane. Cu toate acestea, în timpul liber, el preferă să respire. În ultima sa apariție, Denis Erifai a încălzit atmosfera pe străzile capitalei. Denis Erifai a încălzit atmosfera pe străzile Bucureștii. Denis Erifai pare impecabil în cei 36 de ani în care este. Prezentatoarea de televiziune a fost întotdeauna admirată de fanii ei când a apărut pe ecrane, dar nu pare să îi dezamăgească. Deși românii sunt obișnuiți să o vadă îmbrăcată formal, dar totuși foarte elegantă, Denis Erifai îmbrățișează un stil de îmbrăcăminte total atunci când iese. Vara, celebrul prezentator de televiziune Canal de preferă ținuta ușoară, mai ales când iese. Deoarece, la locul de muncă, este prezentat luând în considerare aceiași termeni precise, respectând cadrul formal. Cu toate acestea, steaua continuă să transmită încredere chiar și atunci când utilizați, la limita legii. Cu câteva zile în urmă, Denis Erifai a fost surprinsă de paparazzi Mediaflux. Mergând pe străzile capitalei în câteva pantaloni scurți, deoarece niciunul dintre fanilor nu ar fi crezut că ar putea folosi. Puteți vedea mai multe hipostasaze în care Denis Erifai apare în videoclip la sfârșitul acestui articol. Care este secretul lui Denis Erifai pentru o siluetă perfectă? Starea fizică și aspectul excelent al Denis Erifai în București nu este un incident. Descoperiți în rândurile următoare care este secretul Denis Erifai pentru o siluetă perfectă la 36 de ani. Deși a merge în cameră și sport nu este o regulă în viața ta, celebrul producător de televiziune acordă o atenție deosebită programului alimentar. Știm deja că moderatorului nu-i place să mănânce nimic și nicăieri, așa cum a dezvăluit mai mult. Există anumite locuri în București unde îi place să meargă când vrea să cumpere. Nu se abate niciodată de la regulile pe care a obligat să le respecte atunci când vine vorba de sănătatea lui. Nu, mi place să gătesc. Nu ca nicăieri, am unele locuri în care mă duc sau mă duc acasă. Am un mare respect pentru mâncare, pentru modul în care se pregătește. Orice om, dacă este atent la